Center.com. Tehnici de lucru combinate în realizarea iepurașului tridimensional, clasa a doua. Confecționăm acest iepuraș dintr-un borcanel de plastic reciclabil, cu scopul realizării unui obiect util pentru biroul școlarului mic, necesar depozitării dulciurilor, creioanelor, rezervelor de stilou sau a altor accesorii de birotică. Această activitate vizează competențele specifice 2.5 și 2.1 din programa școlar. Iată care sunt materialele de care avem nevoie. Un borcanel de plastic, o hârtie gumată roz A4, o bucățică de hârtie gumată roz cu sclipici, o altă bucățică de hârtie gumată de culoare neagră, doi ochișori și un ștras roșu sau roz. Vom mai avea nevoie de o foarfecă, un creion și un pistol de lipit cu o rezervă de silicon. Confecționăm iepurașul în mai multe etape de lucru. Mai întâi confecționăm urechile, tălpițele și mustățile prin desenare și decupare. Apoi asamblăm toate piesele componente prin lipire pe borcanel, iar la final îl expunem pe birou sau în bibliotecă. În prima etapă de lucru, confecționăm urechile, tălpițele și mustățile. Pe hârtia gumată roz simplă, desenăm cu creionul două urechi mari ovale și ascuțite la capătul superior. Apoi, pe hârtia gumată cu sclipici, desenăm două urechi mici ascuțite la ambele capete. Cu ajutorul foarfecii le decupăm după conturul desenat cu atenție. Apoi lipim urechile mici peste cele mari prin suprapunere. Confecționăm apoi tălpițele prin desenare, decupare și lipire. Mai întâi desenăm două cercuri mari identice pe hârtia gumată roz cu ajutorul creionului. Apoi le decupăm cu atenție după contur cu ajutorul foarfecii. Pentru a evidenția pernițele tălpițelor, folosim hârtie gumată roz cu sclipici, pe care desenăm două cerculețe de mărime medie și 6 cerculețe mici. Apoi le decupăm după contur cu foarfeca. Asamblăm tălpița prin lipirea cerculețelor mici în interiorul cercului mare. Mai întâi lipim cercul mijlociu peste cercul mare la mijloc. Punem 4 puncte de lipitură pe cercul mare și lipim cercul mijlociu la mijloc. Apoi lipim pe fiecare tălpiță câte 3 cerculețe mici deasupra cercului mijlociu. Confecționăm mustățile din hârtie gumată neagră. Decupăm cu ajutorul foarfecii 3 dreptunghiuri subțiri, lungi și fine. Și am ajuns la etapa de asamblare. Lipim pe borcanel toate piesele confecționate până acum. Lipim tălpițele, ușor înclinate spre exterior, în partea de jos a borcanelului. Apoi, prindem mustățile într-un punct de lipitură deasupra tălpițelor, la mijloc. Lipim ochișorii deasupra năsucului, la mijloc. Lipim deasupra fiecărui ochișor câte o ureche ușor înclinată. Scoate în evidență năsucul prin lipirea unui ștras decorativ sau a unui năsturel.
Dă o utilitate obiectului confecționat și expune-l într-un loc preferat. Poți decora folosind și alte materiale. Iată câteva idei. Îți mulțumesc pentru atenție!